Este un spectacol despre inocență, despre puritate și despre bucuria de a descoperi lucruri noi, așa cum o facem de fiecare dată și așa cum o fac și copiii. La acest proiect au lucrat Ana Cucu Popescu, care a fost dramaturgul acestui spectacol, Tiunde Tomoș, scenograf, Claudiu Fălămași, cel care ce a făcut Verian? A compus toată muzica și o să vedeți că este o muzică absolut superbă și Cătălin Filip, care a creat mișcarea, expresia corporală a actorilor pe muzica colegului Claudiu Fălămași. Mai multe detalii legate de acest spectacol vă poate spune Delia, se află lângă mine, vine de la Cluj, are o experiență mare în ceea ce privește teatrele pentru copii și tineret. A creat foarte multe spectacole la Mini Reactor, la Cluj. Ați văzut spectacole și la noi în festival, în Puppets Occupy Street. Și cel mai bine să-mi spună Delia, cum a lucrat și cum i s-a părut această experiență, după care să îi prezentăm și pe colegii noștri. Sunt convinsă că vin cu un format un pic diferit și că structura mea ca artist și dialogul cultural pe care îl dezvolt pare un pic nou. Este datorită faptului că îmi doresc ca teatrul de copii să se dezvolte și îmi doresc ca dialogul pe care îl avem ca artiști în fața publicului foarte tânăr să nu mai fie pe verticală, ci pe orizontală. Spectacolul PIC este un spectacol în principal despre schimbare și despre cum percepem această schimbare, indiferent de vârstă, și despre cum schimbarea nu este un lucru rău, nu-i așa? Nu, schimbarea nu este un lucru rău și pentru asta îți mulțumim, pentru că avem nevoie de genul ăsta de spectacole, mai ales că acest gen nu l-aveam în repertoriul teatrului pentru copii și tineret polis. Spune-ne ce ai descoperit la scenă? Am descoperit la scenă tot. Tot! În principal am venit cu o idee, dar spectacolul s-a creat doar împreună cu echipa artistică. Fiecare dintre noi am pus pic, câte un pic, Cerc. din noi și am dat formă spectacolului pe care îl vedeți vedea. Poți să ne mai spui din culisele repetițiilor ceva? Poți să ne mai dai câteva detalii să îi facem pe telespectatorii noștri să fie mai curioși și să vină vineri la premieră și sâmbătă? Este un spectacol pe un scenariu non-verbal, 98%, Deci avem 2%. 2% avem text. Asta la început a fost mai dificil ca să le punem pe aceeași foaie. Avem muzică live la scenă, ceea ce face spectacolul să fie viu. Avem chiar și un basist în Avem un scenă. basist, da. Îl avem pe Robert Iovan, care este lângă tine și care ar putea să ne spună și el, în momentul de față, dacă tot am ajuns la basist, cum mi s-a părut această experiență? Am învățat și foarte mult de muzică, pe lângă experiența cu Delia, adică vreau să spun că noi zicem Charlie, știi? Charlie, Clau, cel care a făcut muzica, într-adevăr, și-a dat foarte mult silința și a avut și foarte multă răbdare. Așa cum au făcut-o de fiecare dată toți colaboratorii noștri la toate spectacolele pe care le-am avut bunătate aici, Și da, acțiunile. este o provocare, adică o să fie foarte interesant. În general, basul nu e un instrument care iese în față. Charlie a făcut treaba asta în spectacol și chiar sunt note foarte interesante și vă invităm să veniți să vedeți spectacolul cu totul. Este un ansamblu foarte frumos și e, într-adevăr, un concept destul de unic. Nu prea are cuvinte. Tot e
bazat pe muzică și pe energia pe care noi o dăm într-un cerc continuu. Exact. În stânga mea avem, avem actorul Marin Fagu, împreună cu Oana Stancu, dau viață personajului principal. De fapt, toate personajele sunt principale, pentru că